Că lacrimile sale nu se nășteau din pocăință, ci din niște mustrări de cuget înrădăcinate, în ciuda născută din gândul acela că a pierdut favoarea și oportunitatea. El nu plânge că l-a supărat pe Dumnezeu, ci plânge că a pierdut poziția și ar vrea-o înapoi. Firea pământească păcătoasă este capabilă să aibă mustră de conștiință. Unii oameni confundă mustrările de conștiință cu pocăința, cu întoarcerea la Dumnezeu. Te-ar putea mustra conștiința, dragul meu tânăr, fără să te pocăiești. Dovada e că nu e pocăința autentică. Dovada stă în faptul că păcatul nu e părăsit. E doar udat cu lacrimi de regrete și apoi repetat, nu părăsit. Acolo e problema.